După ce mi-am desfăcut bine rădăcinile, pentru că a fost crescut în pământ, dar provin dintr-un recipient foarte mic, dintr-un păhăruț. Și așa cum vedem și în cazul acesta, rădăcinile sunt compacte. Ele nu s-au desfăcut. Așa că trebuie să le desfacem încet, cu atenție, să ajungem la rădăcină, folosindu-ne chiar și de un cuțit. Îndepărtez încet pământul din jurul rădăcinilor. Și astfel ajung încet, încet la rădăcini. Când am ajuns la rădăcini, îl bag sub apă și le umezesc foarte bine. În acest fel, îndepărtez și ultima resursă de pământ, vechi. L-am spălat, ca și în cazul precedent, îndepărtez pământul cel vechi, care l-am avut în vas, bun, pe fundul vasului pun un șervețel de hârtie, din hârtie absorbantă, un șervețel obișnuit de bucătărie, care să rețină excesul de apă. Acum adaug pământ substrat pentru cactus de la firma Florimo. Mă rog, nu le fac reclamă, de asta am găsit. Este un amestec de turbă. Pun în vas. Adaug cactusul meu, care acum are desfăcute și rădăcinile, și în felul acesta ele sper să se întindă, să nu mai rămână grupate așa cum au fost în vechiul vas, pentru că atunci păstra forma vasului inițial în care a fost plantat, în care a fost crescut. Pun pământ în jurul lui și îl tasez ușor pentru a face un contact ferm cu rădăcinile. Trecem la următorul. În același fel, pun pământul
adaug planta căreia i-am desfăcut rădăcinile. Se vede? Așa. O pun și pe ea în substrat. Și adaug pământul de jur împrejur. Cactușii, suculentele în general, fiind plante de șeftice, deci care suportă cu ușurință căldura și seceta, nu pot fi lăsați afară și nici în locuri neîncălzite. Eu îi țin în sufragerie, la o fereastră, unde au căldură suficientă de la radiatorul de cameră. Îi ud. Suficient de bine. Și timp de 7, 8, 10 zile nu le mai pun niciun pic de apă. Numai dacă pământul din vas, din întreg vasul se usucă foarte tare. Mai avem un pui, la care procedăm la fel, schimbăm pământul, punem un strat de hârtie absorbantă, adăugăm noul pământ. Și înainte de a pune cactusul, îl curățăm. Îndepărtăm pământul vechi, cu grijă să nu înțepăm planta. Uitați cum planta păstrează forma, rădăcinile în forma vasului inițial în care acesta a crescut. Și dacă ele rămân înfășurate, nu se dezvoltă. Planta nu are de unde să știe că se află într-un vas mai mare. De aceea desfacem baza rădăcinilor, chiar dacă se rup câteva, nu e o problemă. Le desfacem și le răsfirăm în noul vas, pentru ca în felul acesta cactusul să știe că se află într-un vas unde beneficiază de un spațiu mult mai mare. Pământul vechi și rădăcinile sunt aruncate. Am hidratat foarte bine rădăcinile, iar acum când le așez, le așez răsfirat în vas, pentru ca planta să știe că are mai mult spațiu la dispoziție.
hidratarea suficientă și gata. Îl duc și pe acesta pe balcon alături de celelalte suculente. Aici, la această fereastră, păstrez eu cactușii. Au lumină suficientă și căldură de la radiator. Sunt plante iubitoare de lumină și căldură. De aceea au nevoie de un regim special de temperatură. Dar sunt plante frumoase, cu durată lungă de viață, dacă sunt îngrijite bine, îi aveți pentru mulți, mulți ani.